Cea de-a șaptea ediție a expoziției de flori este găzduită de parcarea unui centru comercial din Timișoara. Aceasta a fost transformată într-o adevărată grădină botanică. La câta ediție se află această expoziție? Avem deja împreună cu expozanții noștri o frumoasă tradiție, începută în aprilie 2008 și continuată de-a lungul anilor până în acest moment în care ne aflăm la Expo Flora ediția 7, o ediție desfășurată cu un benefic parteneriat din partea unui foarte mare centru comercial al Timișoarei, o ediție la care avem 30 de expozanți, dintre care 2 din țara vecină, Ungaria, și restul sunt din zona Banatului, dar și Ardealului. Expozanții din România și din Ungaria s-au reunit pentru a prezenta vizitatorilor timișoreni cele mai frumoase și inedite plante și flori. La expoziție, cei prezenți pot admira și cumpăra răsaduri și bulbi, mușcate, panseluțe, lemn exotic și multe plante de interior și exterior. Cu ce ați venit anul acesta la această expoziție? Petunii, mușcate, garofițe, clopoței, begonii, ce facem noi, suntem producători. Ați mai participat sau este prima dată? Da, la toate expozițiile particip. Cu ce v-ați pregătit anul acesta pentru expoziție? Cu o gamă variată de plante de exterior, numai de exterior. Deci, ce să vă pot spune? Fiecare plantă are specific ei de grădină, zeci de plante, soiuri, sortimente. Acum, fiecare sortiment, care să vi-l explic? Weigela, Mahonia, Pasiflora, trandafiri cățărători. De asemenea, cei care au vizitat târgul au avut posibilitatea de a pleca acasă atât cu flori achiziționate, cât și cu premii extrase în cadrul unor tombole zilnice.